pentru a rezolva primul punct, pur și simplu trebuia să faci calcule. Păi, pentru primul termen vei dedica la pătrat, atenție că se ridică și 2, sper că ai fost atent, atentă, 4x pătrat minus 2 ori 2x, 4x plus 1. Aici calcule directe sau pur și simplu observ că ai 2 pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2 și o să ai o altă formulă, plus x pătrat plus 6x plus 9 și ne continuăm calculile. 4x pătrat și cu x pătrat vei avea 5x pătrat, minus 4x plus 6x vei avea 2x plus 10 și minus 2 pe lângă x la a doua minus 4. Și vom termina calculele 5x pătrat plus 2x plus 10 minus 2x pătrat plus 8 și gata, ai obținut ceea ce trebuia, 3x pătrat plus 2x plus 18. Sigur că puteai să faci altfel calculul, nu e singurul mod, cel pe care l-am făcut eu. În punctul B, ți se cerea să arăți că A egal cu E de N, deci 3N pătrat plus 2N plus 18 plus N se divide, este multiplu de 6. Termin calculele, 3N pătrat plus 3N plus 18, îl vei da pe 3 factor comun, N pătrat plus N plus 6 și aici atenție la motivații. Dai factor pe N, N pe lângă N plus 1 plus 6. Cum? N și N plus 1 sunt numere consecutive, înseamnă că produsul a două numere consecutive este un număr par, deci se va divide cu 2, n pe lângă n plus 1 se divide cu 2, 6 se divide cu 2, înseamnă că toată paranteza pătrată, n pătrat plus n plus 6 se divide cu 2, înseamnă că A se divide cu 6 pentru că 2 și 3 sunt prime între ele.